aveți 15 consilieri din 20 în funcție. Vreau să reamintesc că astăzi, 22 martie, este nopțiul de primăvară și totodată Ziua Mondială a Apei. Și am să dau un citat din Gary Spangler, secretul longevității e apa pe care o consumăm. Este un citat formidabil. Supun la vot. Ești ceea ce vei. Nu dea vot. Ședința extraordinară. Asta era la mâncare, să spunem. Mănânci bine, arăți bine, mănânci prost. Arăți cum arăți ca atare. Ședința extraordinară este convocată de primarul municipiului Roman în baza dispoziției 498-21-03-2016. Avem de analizat 3 proiecte. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Mulțumesc, în unanimitate. Analizăm primul proiect. Proiect privind modificarea bugetului local pe anul 2016. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Dar aș vrea să fac o mică precizare. În enumerarea actelor normative la aliniatul 3, legea 339/2015, dintr-o eroare. Da, supun la vot cu amendamentul domnului consilier. Cine este pentru? Mulțumesc. Proiectul numărul 2. Privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 219/2015, privind înființarea Clubului Sportiv Municipal Roma, instituție publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roma. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Sport și Turism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Favorabil, aviz favorabil. Discuții. Da, eu aș vrea să vă precizez. Hotărârea a fost aprobată într-o ședință anterioară. Problema se pune că acolo unde a fost nominalizat ca sport tenis de câmp, Federația Română se numește Federația Română de Tenis. Și trebuie scos de câmp, pentru că este de tenis generic. Ai singura modificare care se face la hotărâre. Da. Supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc, unanimitate. Proiectul numărul 3. Privind modificarea unor hotărâri a Direcției de Asistență Socială. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Sport și Turism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Mulțumesc, în unanimitate. Dacă nu mai sunt probleme, declar închisă ședința. Mulțumesc. Vom mai avea o ședință la sfârșitul lunii. Noi ședința ordinară am avut-o la începutul lunii. Vom mai avea o ședință la sfârșitul lunii. Cu aprobarea unui proiect pe care o vom trimite la Bruxelles, despre care am făcut vorbire și despre care vom veni cu detalii. În momentul acesta se lucrează o continuă zi și noapte și sperăm că până la data de 31, când e data de punere pe proiect, un proiect ce va accesa fonduri de reg de la Comisia Europeană de la Bruxelles, să avem o ședință în care să aprobăm indicatorii tehnico-economici. Un proiect integrat care se referă atât la partea socială, atât la producția de energie regenerabilă și la producția de materiale pentru construcții din deșeuri de construcții pe raza municipiului Roman. Nu există nici în Roma, nici în Piatra, nici în mari orașe din jur un depozit de materiale de construcții. Ați văzut și în jurul Romanului, mai ales în comunele limitrofe, și în jurul marilor orașe, depuneri de materiale de construcții provenite din demolări, cărămizi, betoane pe câmpuri. Noi vrem să facem un astfel de depozit, nu numai atât, să facem și prelucrarea acestora pe mai multe tipuri de activități, pentru fundații drumuri, pentru construcții de semifabricate pentru materiale, încât să putem asigura un gen de economie socială. Iar aceste produse să le folosim noi, primăria, în activitățile de reparații curente, de întreținere, chiar și capitale, pe care le avem la obiectivele noastre. În momentul de față, proiectul are SF-urile pe cele 3 părți, se lucrează la integrarea și traducerea lor și până la sfârșitul lunii, cu voia dumneavoastră, am să convoc o ședință pentru a aproba indicatorii tehnico-economici și a trimite acest proiect către Bruxelles. Vă mulțumesc frumos și vă urez o zi bună.